Spre deosebire de anul trecut, când autoritățile române au preferat să țină Transalpina închisă vara, doar pentru a se asigura că nu vor exista probleme pe un sector de drum nefinalizat de această dată, atât Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, cât și cei doi prefecți de Vâlcea și de Gorj au schimbat strategia. Drumul se deschide oficial sâmbătă, 11 iunie, nu înainte ca oficialitățile să se convingă că totul este în regulă. Suntem împreună cu conducerea regionalei Companiei Naționale de Drumuri Craiova. Acțiunea noastră de astăzi este să monitorizăm traseul dealul pe raza județului Vâlcea al așa numit celebrului Transalpina, cum e cunoscut în ultima vreme, pentru că dorim să-l redăm circulații pe perioada estivală. Deci turiștii să pot să-l viziteze. Probabil autoturismele care vor avea acces pe acest drum se vor limita la 3,5 tone într-o primă fază. Urmând ca împreună cu Serviciul Circulației al Poliției Județene Vâlcea și Gorj să stabilim ulterior dacă și alte autoturisme pot circula. După cum toată lumea vede, condițiile de carosabil sunt foarte bune. Sperăm ca turiștii să se bucure de această zonă. Urmează acum să facem o revizie a sectorului de drum de la Obârșie până la Rânca, sector de drum care în momentul de față este închis, și după ce facem această revizie o să facem propunerea împreună cu colegii de la Serviciul Poliției Rutiere în funcție de ce o să constatăm, dacă începând de mâine o să redeschidem traficul sau nu. După cum ați văzut, anul trecut a funcționat această deschidere de trafic. N-au fost evenimente deloc anul trecut, chiar deloc. N-am avut niciun fel de victimă, nici măcar un accident ușor. Probabil mici tamponări datorită nerespectării condițiilor impuse de noi. Și în această situație presupunem că nu o să mai fie probleme ca de mâine să fie deschisă Transalpina. Dar decizia o va lua compania. Restricții pe timp de noapte, ce presupun? Pe timp de noapte nu o să se circule. Cu siguranță o să fie un program doar pe timpul zilei, adică o să avem deschis circulația acest drum între 7 și ora 19, probabil. Exact ca anul trecut. Și dacă rămân turiștii mai întârzie? Nu o să rămână. Fac pe risc propriu sau? Bineînțeles că nimeni nu o să întârzie și orice restricție există trebuie respectată de toată lumea. Dacă nu o respectă, este pe propria răspundere. Zăpadă, după cum se vede, chiar aici la cel mai înalt punct, special am lăsat în această porțiune această zăpadă, nu mai este pericolul să ajungă în drum. Foarte clar, domnul director general Cătălin Homor zilnic a fost informat cu starea acestui drum. Propunem deschiderea de mâine, drumul cu siguranță se va deschide. În această situație, turiștii trebuie să țină cont de mereu indicațiile pe care le vom da în legătură cu modul cu care se circulă pe drum. Depinde foarte mult și de turiști. Vin să vadă, nu vin să facă raliu și noi credem că vom trece și această vară fără să avem evenimente neplăcute pe cel mai frumos drum din țară, drumul Regelui. Ce reparații ați făcut? După iarnă am avut destul de multe puncte unde arocamentele au luat-o la vale. Fie antrenate de zăpadă, fie de ploile torențiale care au fost până în urmă cu două săptămâni. Am avut o zonă unde pe o porțiune 30-40 de metri parapetul a fost smuls. Deci a fost smuls din pământ de avalanșa de zăpadă și de arocamentele care au fost angrenate după versant. Dar asta a fost acum două luni de zile. Acum condițiile sunt foarte bune și vom continua. Semnalizarea a fost toată montată, semnalizarea orizontală pe drum este montată. Am discutat cu cei care au fost aproape de noi în permanență, mă refer la poliția rutieră și ne-au sprijinit mereu. Vor mai fi câteva zone unde vom mai monta parapet de siguranță și poate și câteva semne pe care vom monta drum cu curbe. Chiar dacă pe unele porțiuni de munte mai este încă zăpadă, așa cum preziceau drumarii companiei, nu există pericolul ca ea să împiedice circulația rutieră.